Consiliul local din Rădăuț s-a reunit joi într-o ședință extraordinară pentru a-l scoate din funcție pe viceprimarul cu atribuții de primar, Tiberiu Maerean. Zis și făcut, întâlnirea a avut loc, iar 16 din cei 19 consilieri au votat pentru demiterea viceprimarului. Numai doi aleși locali au votat pentru păstrarea în funcție a acestuia, în timp ce unul singur s-a abținut de la vot. Biroul politic al organizației PSD Rădăuț s-a stabilit autoanaliza activității desfășurată de către conducerea primăriei Rădăuț și s-a luat o măsură, deci cu votul majorității, ca domnul Maerean să fie schimbat din funcția de viceprimar. Ca atare s-a întocmit acest proiect de hotărâre. S-a de flexibilitate în continuare. N-am înțeles cum se fac o astfel de flexibilitate în aplicare. Legea este deja aplicată. Asta e. Cine respectă legea, e ok. Cine nu respectă, îmi pare rău. Numărul este desparte. Așa e. Însă ședința deliberativului a dat peste cap toate pronosticurile anterioare. Ceea ce urma să fie demiterea viceprimarului și alegerea unui altul a devenit cu totul altceva. O simplă formalitate s-a schimbat într-o situație neclară chiar și pentru membrii ședinței. După ce Tiberiu Maerean a fost demis din funcția de viceprimar, același Maerean a fost reales după câteva minute. Da. Da. Imediat după acest moment au fost lansate și propunerile pentru candidații la înlocuire. Consilierul Gheorghe Simotă l-a propus, așa cum stabilise partidul, pe Simion Stigleț, iar Tiberiu Maerean s-a autopropus în ironiile celor care participau la întrunire. Într-o situație cum numai la Rădăuți se poate întâmpla, numărătoarea voturilor a adus stupoare printre o parte din consilieri, în sensul că rezultatul a adus victoria lui Maerean, adică Tiberiu Epifanie Maerean 10 voturi, iar Simion Stigleț 8 voturi. Imediat au apărut unele voci din sală care au contestat legalitatea proiectului de hotărâre, mai precis a articolului 2, care prevedea abrogarea hotărârii privind schimbarea din funcție a viceprimarului Dumitru Ciubotariu și alegerea noului viceprimar, însă instituția prefectului Suceava va decide asupra acestei situații. 10 voturi pentru domnul Maerean Epifanie Tiberiu, 8 voturi Sticlet Simeon și un persoan nu a votat, vot anulat. Cafeaua ta? Da. Ca urmare, viceprimarul Maerean Epifanie Tiberiu. Sper să vă dezamăgesc în continuare. Adică acea inflexibilitate care mi s-a imputat, mă voi menține. Sper ca rezultatele să confirme anul dreptat. Mulțumesc. Deocamdată Tiberiu Epifanie Maerean a rămas viceprimar cu atribuții de primar, însă riscă să nu rămână nici măcar cu calitatea de consilier local. Președintele organizației PSD Rădăuți, consilierul județean Nistor Tătar, a afirmat că săptămâna viitoare partidul pe care îl conduce îi va retrage sprijinul politic lui Maerean, condiții în care Maerean va pierde calitatea de consilier local, deci și de viceprimar. Asta este situația la ora actuală. Politicul a fost pus, politicul tău. Nu mai discutăm de situația care este la ora actuală în primărie, nu mai discutăm despre situația care este prin oraș, că nu pot să ies prin oraș din cauza că toți mă trag de haină și au ceva de reproșat. Nu mai discut că nu se pun terenurile la vânzare sub garaja oamenilor care au cerere. Nu mai discut de cei care dumneavoastră ați aprobat ca să cumpere terenuri și nu se pot întavula pentru că nu vrea să semneze nimeni și e probleme din asta. Dorința de înlocuire din funcția de viceprimar cu atribuții de primar al Rădăuțiului, a lui Tiberiu Epifanie Maerean, a venit chiar din interiorul partidului din care face parte la doar 6 luni de la investirea sa în această calitate, după ce primarul în funcție Aurel Olărean a fost arestat pentru infracțiuni de corupție, el aflându-se și acum în penitenciarul Gherla din județul Cluj. Folosită fiind ordonanța 55 din 2014 din luna august a anului trecut, promovată de guvernul Ponta, care permitea migrantului
migrația politică, la nivelul Consiliului Local Rădăuți s-a constituit o nouă majoritate care a permis instalarea în funcție de viceprimar a lui Tiberiu Maerean, iar acesta a preluat și atribuțiile primarului arestat. Mai multe decizii controversate legate în principal de modul de lucru în primărie au făcut antipatic pe Maerean nu numai între funcționarii instituției, ci și în rândul colegilor săi de partid.